Curtea de apel București a sancționat Ministerul Apărării pentru discriminarea femeilor. Motivul? Femeilor li se oferă prea puține locuri în învățământul superior, atât militar, cât și academic. O tânără care voia să lupte pentru țară își spune povestea. Elena are 19 ani. Anul trecut a decis să se înscrie la Academia Forțelor Terestre din Sibiu. Se gândea că este pregătită, mai ales că de 6 ani practică handbalul. Nu m-am gândit că din start mi se limitează șansele. De exemplu, aveam 5 locuri pentru fete din toată țara și erau 100 de locuri pentru băieți. Mă gândeam să dau și anul acesta, am intrat din nou pe site și am văzut că aceeași poveste. Pe pentru asta, Ministerul Apărării a fost sancționat de Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Dar n-ai, Ministerul Apărării, evident că știe să se apere. Ia să vedem cum s-a apărat Ministerul. Vă rog să n-aveți ceva în gură acum, vă înnecați. MAPN a considerat că sancțiunea este nefondată și a contestat-o în instanță, unde argumentele au fost șocante. Dacă nu ar exista limitări, prin reducere la absurd, poate apărea situația conform căreia o escadrilă de avioane multirol sau elicoptere de luptă să fie încadrată numai cu femei, ceea ce ar conduce, datorită structurii morfofiziologice și biologice a părții feminine, ca în fiecare lună, pentru o perioadă de 4-5 zile, escadrila să fie neoperațională. Iar în perioada maternității, care se poate întâmpla pentru mai multe femei din aceeași escadrilă, situația să fie asemănătoare. Exact! În capul Ministerului Apărării s-a făcut următoarea sinapsă. Frate, dacă au menstruație toate în același timp, ne lasă cu avioanele baltă, rămânem cu elicopterele la sol, iar la sol vorba aia e nasol. Plus că sunt irascibile, frate, se dereglează hormonal. Dacă le vin nervii, trag cu bomba pentru motive de-alea tâmpite. Că de ce să spele doar ele vasele în cazarmă, prostii de-astea? Nu mai zic că în perioada aia, femeile sunt mai pe ceartă, așa. O să ia la rost pe inamici. Mă, nenorocitule, mă, mă, du-te, mă, acasă, ai familie, te așteaptă nevastă ta. Tu umbli să tragi în oameni pe aici? Ia dă-mi ei, ia vină cu oameni, dă-mi ei numărul, o sun eu pe nevastă ta să-i zic pe unde umbli tu, mă, nenorocitule. Știe ea ce faci tu? Domnii de la apărare, știți ce? Eu zic că trebuie să vă apărați în primul rând împotriva băieților care compun imbecilități de astea, domne. Da?